Ecuație logaritmică. Să se rezolve în IR ecuația. Logaritm baza x din 6 la pătrat, logaritm baza 1 pe 6 din 1 pe x la pătrat, plus logaritm baza 1 pe radical x din 1 pe 6, cu logaritm baza radical din 6 din x, plus 3 pe 4 egal cu 0. Se pune conții la mare cazul diferit de 1, x aparținul IR plus minus 1, domeniul maxim diferențial de exercițiu. Acum, notă. Logaritm în baza a din b egal logaritm în baza c din b cu logaritm în baza a din c. Să schimbă baza. Să vedem. Logaritm în baza c din b egal cu x. Rezultă că b este c la putere x. Iar logaritm în baza a din c egal cu y. C este a la putere y. Deci aici este x, y. Să vedem. Logaritm în baza a din b egal cu logaritm în baza a. B-ul fac c la x. Deci este x logaritm în baza a din c. Dar logaritm în baza a din c este y. Deci x, y. Deci e corect. Acum, dacă c egal cu y, constanta Euler, logaritm în baza a din b este logaritm natural din b, ori logaritm baza a din y, care e logaritm natural din b, pe logaritm natural din a. Pentru că logaritm în baza a din y fac 1 pe logaritm natural din a. Deci, logaritm în baza a din y fac x. Y este a la x și logaritm natural din a egal cu y. A egal cu y la y. Deci y este egal cu y la putere y la putere x. Este y la x, y. X, y egal cu y. Deci logaritm natural din a. Logaritm baza de b, logaritm natural din a, logaritm natural din b. Asta o folosim ca să ne ajute la rezolvarea exercițiului. Și atunci, există logaritm în baza x din 6 tot la pătrat plus logaritm în baza 1 la 6 din 1 la x pătrat plus logaritm 1 la radical de x de 1 la 6 plus logaritm radical de 6 de x plus 3 sub 4 egal cu 0. Aplicăm logaritm natural din 6 pe logaritm natural din x pe pătrat plus logaritm natural din 1 pe x supra logaritm natural din 1 pe 6 pe pătrat plus logaritm natural din 1 pe 6 logaritm natural din 1 pe radical de x plus logaritm natural din x logaritm natural din radical din 6 plus 3 supra 4 egal cu x. Acum, logaritm natural din 1 pe x este logaritm natural din 1 minus logaritm natural din x. Egal cu logaritm minus logaritm natural din x, pentru că logaritm natural din 1 e logaritm baza y de 1 egal cu 0, y la 0 fac 1. Logaritm natural din 1 pe 6 e logaritm natural din 1 minus logaritm natural din 6
quadratni šasi supravo na tom mjestu. To je kvadrat. A iđe, jeste, to su primijenom zvoga na vrlo iz. Supravo ga na kvadratni šasi, nije na kvadratni šasi, na kvadrat. Plus, a iđe je minus, zvoga na kvadratni šasi, supra, ono pa radikal da x, pa minus, ono pa doj, zvoga na kvadratni x. Plus, zvoga na kvadratni x, supra, un supra 2, logaritmul de 6, plus 3 supra 4, egal cu 0. Relație. Deci, logaritmul de 6, tot la pătrat, supra logaritmul de 6, la pătrat, plus logaritmul de 6, la pătrat, logaritmul de 6, la pătrat, plus 2, logaritmul de 6, logaritmul de 6, plus 2, plus 3 supra 4 egal cu 0. Se aduce la același numitor. Sau se poate logaritmul din x. Deci logaritmul din 6 supra logaritmul din x plus logaritmul din x supra logaritmul din 6 fac t pătrat egal cu logaritmul din 6 logaritmul din x la pătrat plus 2 logaritmul din 6 logaritmul din x logaritmul din x logaritmul din 6 plus logaritmul din x logaritmul din 6 la pătrat la pătrat. Deci aici avem deci logaritmul din 6 logaritmul din x tot la pătrat plus logaritmul din x logaritmul din 6 tot la pătrat egal cu t pătrat. Deci ăștia de aici e t pătrat minus 2 plus 2t, 2t plus 3 supra 4 egal cu 0. Și aici e t pătrat plus 2t minus 5 supra 4 egal cu 0. Unde t1 2 egal formă cu jumătate minus 1 plus alza egal din 1 plus 5 supra 4 deci egal minus 1 plus sau minus 3 pe 2 t1 e minus 1 plus 3 pe 2 t2 e fără minus 1 minus 3 pe 2. Cine este t? Asta de ce?
începem ca două. Cu teu. Teu este minus 1, minus 3 pe 2, este 5, minus 5 pe 2. Deci, logaritmul de x. Supra logaritmul din 6. Plus logaritmul din 6. Logaritmul de x. Minus 5 supra 2 egal cu 0. Logaritmul de x la pătrat. Plus logaritmul din 6. La pătrat. Minus 5 supra 2. Logaritmul de x. Logaritmul din 6. Este 0. V este 1 pătrat. Deci, aici, minus 4 la apa de 6 la pătrat supra 2. Aici e 25 pe 4. 25 supra 4 e bun. Deci egal. 5 supra 2 la apa de 6 plus 1 la apa de 6 radical. Aici e 25 supra 4 minus 4 supra 2. Egal cu logaritmul din 6, înseamnă 5 supra 2 plus minus, aici vine 16, 25 minus 16, egal cu 9, e 3 pe 4, e 3 pe 2, supra 2. Deci egal cu 1 supra 4, pe lângă 5 plus sau minus 3, logaritmul din 6. Deci logaritmul din x. Logaritmul din x egal cu 2 logaritmul din 6, x egal cu 6 la 2, 36, x1, și logaritmul din x este egal cu logaritmul din, cu 1 pe 2, logaritmul din 6. Deci x egal cu radical din 6 la 2. Este mai mare decât 1, aparține el plus, sunt soluții. Deci să ajung la o ecuație reciprocă. Se verifică